Salutare și bine ați găsit la un episod. În acest episod vreau să joc un joc ce l-am jucat foarte mult timp până să-mi cumpăr calculatorul. De fapt, jucam și pe calculatorul vechi destul de mult și vreau să vă prezint jocul ăsta ca să vedeți care e treaba cu el. Jocul se numește Driver San Francisco. Ca și de jocul e super mișto. Asta poate fi, de exemplu, un fel de intro al jocului, cum este grafica și toate cele. Opa, da, mă scuzați, se mai întâmplă și chestiile astea. Ideea este că trebuie să faci anumite misiuni. Pot să zic că într-un fel jocul se aseamănă cu GTA-ul. Grafica e destul de ok, poți să te muți dintr-o mașină într-alta. Gen, poți să apeși așa, nu poți acum, deci trebuie să faci prima misiune pe care o să vă arăt. Știu că era o chestie să te vezi, cred că nu merge până nu faci prima misiune, să te uiți gen în mașină, să-i schimbi șifer și camera, dar credeți-mă că jocul e super mișto. Ca și de, uite aici, deci uite, puteți să vezi și dinăuntru. Și e super mișto. Ca și de cât costă jocul, jocul l-am luat de pe G2A cu 3 euro, dar l-am luat pe Uplay pentru că pe Steam era undeva la, nu mai știu exact, dar era mai scump, era vreo 20 de euro. Dar sincer să fiu, jocul ăsta pentru 3 euro oferă destul de mult. Ai și o hartă, bineînțeles, aici știu că trebuie să te urmărească poliția, e o misiune destul de greuță, fiind prima misiune. O să vedem dacă ne putem descurca, dar la capitolul grafică jocul e foarte mișto, e lansat prin 2011-2012. Uite, de exemplu, aici fața personajelor chiar este destul de bine, cum să zic, reprodusă. Nu știu, deci chiar e un joc ok și vreau să-l termin, adică să fac o serie cu el, sper să vă placă și vouă. Mă rog, povestea jocului în sine e foarte mișto. O să vedeți că la un moment dat putem conduce mașini foarte puternice, putem conduce cu 300 la oră prin oraș. Acum, de exemplu, trebuie să-l prindem pe ăsta, pe Rico ăsta, trebuie să împingem mașina asta până când mașina nu va mai avea viață suficientă. Sper să vadă ok, sper să nu se aude jocul mai tare. Am oprit oarecum discuțiile între personaje pentru a nu se auzi foarte, foarte tare. Mă rog, ca și idee poți să ieși din mașină, dar nu e cine știe ce. Uite, trebuie să-i dai până când o să-i scadă HP-ul mașinii, viața mașinii. Ideea este că el se depărtează destul de repede. Iar mașina asta de început nu e foarte loadabilă. Și faza e că în joc sunt foarte multe mașini tunate, am putea zice, adică mașini care nu sunt chiar stock. Aici sper să reușim să-i dăm bucata, pentru că trebuie să-l prins până să ajungă el la destinație. Da, hai să vedem dacă o să reușim totuși, pentru că vedeți că noi am accelerat cam la maxim. Aici trebuie să fac la dreapta, la stânga undeva. Ah, știam, n-am mai jucat jocul ăsta cred că de 2 ani de zile cel puțin. Și chiar mă gândeam, băi, ce să mai joc și eu așa din copilăria mea. Și uite că, nu știu, chiar mi-era dor de jocul ăsta. Și v-am zis, ideea este că puteți să vă luați orice fel de mașină de prin oraș, puteți fi urmăriți de poliție, trebuie să scăpați de poliție și chestii de genul. Aveți și modul de first person, care e destul de ok și el. O să vă arăt în episodul următor să vedeți că jocul chiar e ok. Unii trebuie, poate chiar știți jocul, trebuie să faci anumite curse. Sper să și reușesc să termin prima misiune, zic și eu, pentru că văd că el a ajuns aici. Ok, trebuie să-l urmăresc pe aici. Mi se pare că sunt niște nu-i checkpoint. În momentul în care ajunge aici, mi se pare că o să-ți dea ca ieșua misiunea, nu mai știu exact. O să vedem acum. Ba nu, o să te bage pe un drum din ăsta micuț, parcă da, uite, exact. Dar uite cât de bine se vede fața caracterului, deci e super, super mișto. După mi se pare că poți să schimbi mașinile, apeși pe shift și poți vedea harta de sus, astfel încât să poți să-ți iei orice fel de mașină, chiar e super, super bine. Uite, de exemplu, acum se vede clar. E clar că o să înceapă acțiunea, așa că hai să vedem ce ne așteaptă. Bun, iar de acum se vede clar că va trebui să cam fugim puțin. Nu pot schimba nici camera. Iar pe aici știu că scăpăm oarecum. Pe S, uite, în spatele meu. Nu pot să schimb camera, deci va trebui să conduc așa. Dar oricum, grafica e un punct foarte al acestui joc. Cel puțin v-am zis, expresia fețelor personajelor e foarte mișto. Dar și mașinile o să vedeți că sunt... Să vedeți că sunt foarte, foarte mișto. Bun, aici mi se pare că se termină misiunea pentru că a fost el prins sau ceva de genul. Uite, îi dă ăsta bucata, parcă. De fapt, mi-a dat mie bucata. Da, nu mai știu exact povestea jocului, dar credeți-mă pe cuvânt. Jocul e 1/500 și chiar mi-a plăcut. L-am terminat o singură dată, dar a durat ceva. Grafica, v-am zis, e destul ok. Eu acum le-am cam pe toate pe hide. Dar să știți că jocul nu e foarte pretențios. De jocul chiar e interesant și nu e foarte pretențios. Ok, asta așa puteți vedea și voi orașul în timpul jocului. Ideea e că poți controla oricum, ești în mintea acestui personaj și poți să-ți iei orice fel de mașină, poți să ajungi oriunde.
Uite, de exemplu, el acum s-a trezit. V-am dat skip pentru că na. Puteți să spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți în episoadele următoare. Și nu știu exact pe cât îl parcă ai și un fel de boost al mașinii. Trebuie să-l urmărim iar pe ăsta. Mă rog, să mergem după el. Ăsta e, de exemplu, un Dodge Challenger. Și faza e că mi se pare că poți să pui și în kilometri, kilometrajul, nu mai știu exact. Și aici, de exemplu, poți să-ți vezi misiunile tale. Sunt misiuni foarte grele uneori, deci foarte, foarte grele. Nu știu exact pe alt, cred că era. Uite ce Audi frumos. O să testăm toate cele. Dar chiar nu mai știu pe ce era boost-ul, respectiv. Chiar nu mai știu. De oricum, sunt mașini care prind 200-300 de mile pe oră. Nu, 200 de mile maxim. E un Audi, nu mai știu exact ce fel de Audi, pentru că totuși jocul este făcut în 2011. Mai sunt niște mașini Alfa Romeo. Uite, de exemplu, acum putem foarte simplu să ne dea voie, dar putem foarte simplu să schimbăm mașina. Ba nu. Dar ca și idee, uite, poți să... A, ba da. Ce stai? Apeși pe tab, îți extinzi harta, bun. Da, o să dureze puțin până când o să mă refamiliarizez cu acest joc, dar sincer, o să fac tot posibilul să-l reînțeleg și să-l termin din nou. Aici mi se pare că poți face o săritură de genul ca în NFS, ba nu poți. Dar oricum, jocul pentru prețul pe care îl are, v-am zis 3 euro, dar trebuie să vă descărcați Uplay-ul să vă faceți un cont. Oferă destul de multe, părerea mea. Nu știu exact unde e checkpoint-ul ăsta, știu că era un loc de unde te puteai să te ruși să-ți cumperi mașini. Și pe lângă faptul că îți cumpărai mașini, puteai să faci anumite test drive-uri, asta e să ne întoarcem că acolo era. Puteți să spuneți în comentarii părerea voastră despre jocul ăsta. Mie unul, v-am zis, îmi place și o să încerc pe cât posibil să-l termin. Bun, aici mi se pare că se va termina prima misiune, dacă mai țin minte exact. Dacă mai țin minte exact. Aici la fel, o să vedem ciorile astea, o să dăm skip. De fapt, hai să așteptăm puțin. Dar nu prea vă rog să aștepți foarte, foarte mult. O să caut prin setări să poți da în kilometri pe oră totuși. Așa, și acum trebuie să-l ducem pe ăsta la spital până nu-i moare inima. O să ne apară undeva pe acolo bătăile inimii. Deci hai să ne grăbim pe cât posibil. Ăla este gen polițist, doctor, nu știu exact ce. Dar o să ne apară bătăile inimii ale pacientului și o să vedeți că o să ajungem cam la limitele timp. Mamă, deja avem 160, uite acolo, exact ce vă ziceam. Deci trebuie să ții, ai de cap peste 120. Ai de cap, nu. Faza e că e foarte aglomerat și traficul și nu știu, e destul de greu. Dar hai să vedem. Oricum la un moment dat se apare că e în perioada aia critică. Uite, avem și un, uite exact. Avem și un Audi TT pe aici, foarte frumos de altfel. Ai, ce țeapă mi-am luat aici, că aici e orașul închis. Nu o să iasă misiunea, sunt sigur. Am crezut că e pe aici să iau și o scurtătură, dar nu. Plus că nu prea se dau ăștia în fața ta, chiar dacă ai asta pornită, nu prea, nu prea. Da, uite, e critică. Și acum, într-adevăr, scade mult mai greu, dar... Hai să mergem drept în față, măcar ține minte să mai încercăm o altă misiune. Ia să vedem, uite-le aici. Mașinile oricum nu se manevrează extrem de bine, deci... Na. 25, ba, cred că reușim, uite aici în stânga e. 24, la limită, la limită, la limită. Am ajuns, oare? Perfect, 23, la fix aș putea să zic. Sincer, mă gândeam că nu o să ajung. Nu mai știu dacă se termină misiunea pe aici. Primește anumit respect când termină misiune. Deci, jocul ăsta chiar... Aha. Ok, acum vorbește el cu creierul său, să zicem. Uite, asta e mașina mea, bun. Acum să vedem ce se va întâmpla. Oricum, jocul e ca lumea. Uitați așa să caut pe la setări, totuși. Nu știu dacă este cu... Gamepad, nu. Nu știu unde aș putea să-i dau gen să modific în kilometri pe oră, dar oricât. A, deci mai avem de mers și la prima asta, hai să mergem. Job shop, ok, să mergem și acolo, pe aia mai vedem. Momentan nu pot să schimb mașinile, ăsta e un dezavantaj, dar... În funcție de feedback-ul ce îl voi vedea la acest video, bineînțeles, voi mai pune măcar două pe săptămână acolo. Cât o să mai apuc și o să mai joc, deși cred că va fi nevoie de vreo 50 de episoade să termin jocul ăsta, sincer. Dar, v-am zis, o să jucăm și pe live-uri dacă e, vedem. Ea are vreo 7 GB, mi se pare. Deci, în comparație cu GTA 5 sau alte cele, într-adevăr, nu oferă același lucru, dar este ceva tot în stilul ăla, în gameplay-ul ăla și... Nu știu, unul mie mi-aduce aminte de copilărie și de timpul când mă jucam jocul ăsta ca disperatul. Dar e ok, nu știu, ca și joc mie unul îmi place.
Și oferă chestii interesante. Aici nu știu exact. Nu știu, nu e aici chestia aia să testezi mașina să-ți cumperi, cred. Dar pe aici pe undeva. Pe aici prin zona asta trebuie să fie. Ori te trimite acum să-ți cumperi mașină, nu mai știu exact. Ia să vedem. O să dăm skip. Ok, acum ne dăm mașinuța asta. Acum mi se pare că... Nu, momentan nu putem să schimbăm mașina, nu știu ce. Și kilometrajul e și în mile și în kilometri, după cum bine vedeți. Așa, uite, perfect, asta vreau să vă arăt. Deci poți să schimbi orice fel de mașină, uite, luăm Nissan-ul ăsta. Te-ai suit în el, bam, 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 imediat, ia uite. Și asta accelerează, credeți-mă pe bune că accelerează. Uite, avem și... Avem și aia și Alfa Romeo. Uite, hai să vedem cam cât prinde. Ca și de 100.000 înseamnă 160 de km pe oră. Ah, ce i-am dat-o ăsta. Hai să vedem ca și de, că ne arată și km pe oră, cred. Ah, Audi ăla trebuie să-l încerc. Deci sunt o grămadă de RS, ia să vedem. RS6, uite, asta e, uite cum accelerează. Deci asta e chiar, este foarte rapidă. Uite, deja avem 140 de mile. V-am zis, mașini care chiar prind 200 de mile pe oră. Ia uite, 170 de mile, așa, lejereanul, deci avem peste 200. Opa, aici o să se închide orașul oarecum. Așa că e o intrare pe autostradă pe aici, ar trebui să fie, uite aici. Deci nu știu, jocul chiar e, chiar e mișto, mie unul îmi place. Și v-am zis că l-am jucat cu plăcere de fiecare dată, doar că până acum nu i-am putut permite să-l cumpăr, mai luam și de unde apucam. Ok, am ieșit pe contrasens, asta nu e ok. Deci ați văzut că aveam peste 200 la oră, kilometri mă refer. Uite, hai să dăm de exemplu din afară. Deci puteți să... Ai, și break. Uite, hai să încercăm, face și burnout, mi se pare, face. Acum îi dăm dinăuntru, hai să vedem cam cât prinde în kilometri. Ia să vedem. Cu a doua se duce pe la 90, 100 chiar. E autostradă, ne putem permite luxul să trecem așa printre mașini. Era foarte frumos și Audi ăla de altfel. Deci eu asta zic că prinde vreo 200 de mile, ceea ce înseamnă vreo 360 la oră. Deci e mult. E mult, dar... Nu știu, e ok. Aș putea zice. Uite, 200 la oră acum. Mai mult, cred. Se cam apropie de 300 la oră. Hai de viața mea. 180 de mile, 181. Și nu e blană, deci ea mai duce. Deci să ținem cont că 200 de mile înseamnă cam 360 la oră. Ah, deja așa aici poți să faci stunt din ăsta. Dacă vrei neapărat. Și ca stoperul, deci e ok. Hai să încercăm să mai luăm încă o mașină, după care vom încheia primul episod. Ăsta e Tony Sand din ăsta. Poți să fii și taximetrie și chestii de genul. Aș vrea tot un Audi, că astea sunt cam cele mai rapide. Nu. Și Nissan-ul este destul de rapid. Ia să vedem. Audi R6. Bine, unele sunt frumoase așa ca și aspect. Ia. Pe aici nimic, nimic așa, o Alfa Romeo. E, uite, Audi TTRS. Ia să vedeți aici rachetă. Uite, hai să vedem mai bine bordul, dar e doar în mile. Ia să vedem ce poate TTRS, auzi. Deși cred că e cam aceeași chestie, sincer. E destul de bine reprodus și bordul mașinii, zic eu. Având că e un joc din 2011, totuși oferă destul de multe. Opa. 150 de... Ai, ce am dat-o astea. Da, destul de nasol. Dar oricum, deci nu știu, jocul chiar e mișto, mișto. Deci trebuie să intri într-un taxi la misiunea asta, bun, mai vedem, dar eu vreau să duc mașina asta la blană. Cât se va putea posibil. Dar știu că era o chestie, nu mai știu, pe shift oare? Nu pe shift, stai. Nu știu pe cât era să schimbi, să-ți dai boost-ul ăla. Pe alt sau pe cât, nu e nici pe alt, nici pe câterilor, nu mai știu exact. 175 de mile, 180. Cam tot pe acolo se duce, cam cât e RS6 ăla. Wow. 173, nu, cam pe aici se duce. Pentru că nu prea se permite nici drumul, trafic destul de mare. Deși deja acum suntem aproape de 300 și aici trebuie să oprim pentru că da. Ok, cam asta ar fi primul episod. Sper că v-a plăcut și ăsta este și Audi TTRS. Sper că v-a plăcut. La revedere!